Frații mei, o să citim în seara aceasta un pasaj din Evrei, pasaj care vorbește despre omul lui Dumnezeu Moise. Predica din această seară este puțin diferită pentru că ea este prezentată într-un context în care se intersectează trei lucruri importante. Binecuvântarea de copii, stăruința după Duhul Sfânt și perspectiva ordinării. Era această predică vrea să le amintească pe toate trei având prioritate slujba de binecuvântare. Evrei, capitolul 11, versetul 24. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de, plăcere, de plăcerile de o clipă ale păcatului el socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă rog frumos să vă reașezați, să stați în prezența Domnului cu bucuria pe care o au oamenii care se întâlnesc cu Dumnezeu. Moise este unul dintre cei mai proeminenți bărbați din Vechiul Testament. Dacă ne uităm în scriptură, observăm că în viața lui se conturează trei etape. Și dumneavoastră știți că s-a spus de multe ori și probabil dintr-o citire personală v-ați dat seama că în prima etapă, care ține 40 de ani, Dumnezeu l-a instruit pe Moise. Însă, instruirea aceasta a fost la palat, în Egipt. Aici s-a bucurat de toate oportunitățile și de luxul casei regale. Aici a învățat lucruri care pot fi învățate într-un astfel de context. Oportunități de toate felurile. Însă, noi cam asta ne dorim pentru copiii noștri. Însă, uitați ce părere are Dumnezeu în formarea unui om. Vă aduceți aminte de momentul în care Moise. Se află în mijlocul unei, unui conflict, încearcă să îi ia apărarea unui evreu ca el, îl omoară pe egiptean și lucrul acesta se transformă uh, într-o trădare față de palat, drept pentru care trebuie să fugă să-și scape viața. Acest eveniment face trecerea de la prima etapă, instruirea la palat, la a doua etapă, formarea în pustie. În pustie nu a mai avut oportunitățile de la palat, nu a mai avut apă rece și cu tot felul de esențe pus în ea și acolo a lucrat ca un om foarte sărac, s-a smerit, a învățat lucrurile de jos, a învățat să sufere, iar perioada aceasta de viață a adus echilibru alături de oportunitățile luxoase de la palat. În această perioadă, Caracterizată de singurătate, de anonimat, caracterul lui Moise s-a consolidat. Noi nici nu vrem să ne gândim ca în viața copiilor noștri, pe lângă oportunități, să existe și pustia. Ne rugăm intens, Doamne, nu cumva să-l duci pe fiul meu pe acolo. Păstrează-l la palat, Doamne, pe bătătura la palat. Observați, Dumnezeu n-a vrut să-i facă rău lui Moise, a vrut să-l facă om, nu doar bogat. Și aici se întâlnește cu Dumnezeu în pustie. Experiență care încununează instruirea și formarea Lui, experiență care face trecerea la cea de-a treia etapă, care este, evident, dedicarea, consacrarea. Alți 40 de ani din totalul de 120, acești ultimi 40 de ani i-a trăit ca și conducător sub influența celor 80, 40 și 40, palat și pustie, unde a învățat ce l-a învățat Dumnezeu. În această perioadă l-a slujit pe Dumnezeu în fața poporului și l-a slujit, i-a slujit pe popor în fața lui Dumnezeu. Într-o anumită măsură, primele două etape, însumând 80 de ani, l-au pregătit pe Moise pentru slujirea celei de-a etapă, care are doar 40 de ani. Deși Moise este de departe unul dintre cei mai proeminenți oameni ai Bibliei, așa cum aminteam deja, el a experimentat atât contestarea cât și confirmarea. Predica mea se numește Moise contestat sau confirmat. Moise a fost un om contestat de unii și confirmat de alții. Cine l-a contestat? Atunci când ești contestat ești contestat, dar trebuie să te uiți și cine te-a contestat. Contează. Atunci când ești confirmat. Ești confirmat. Dar trebuie să te uiți și cine te confirmă. Din nou contează. Priviți, vă rog, deși așa foarte întreacât importante sunt ideile Dezvoltarea lor dumneavoastră deja o aveți în suflet, de zeci de ani suntem aici împreună și nu numai doar împreună, înainte de a fi împreună am fost înaintea Domnului, fiecare în locul lui. Observați vă rog că pe Moise îl contestă guvernul și ideologia vremii. De ce? Ce motive a avut guvernul ca să conteste un copil între copii, o familie între familii, un popor între popoare? Păi Guvernul a vrut să exploateze, a vrut să manipuleze social, a vrut să controleze și a vrut să-și manifeste, să-și promoveze și să-și păstreze puterea. Acestea au fost motivele pentru care au luat deciziile pe care le-au luat. Ce interesau pe ei că impun nefericirea în casele unor oameni care ar vrea să aibă urmași și nu pot avea din cauza lor? Pentru că guvernul își poate, își poate permite să spună dacă ai voie sau n-ai voie să faci copii. Păi, dar ăsta e locul lui Dumnezeu, oameni buni. Ăsta e scaunul lui Dumnezeu. Niciun muritor nu își poate permite să-i spună una, unui altui muritor ca el că are dreptul sau nu are dreptul să nască. Dumnezeu ne-a creat ființe cu capacitatea de a perpetua specia umană, cu capacitatea să naștem copii, băieți și fete. Sau băieți sau fete. Și niciun om, niciun sistem nu are, nu are dreptul să ne spună să facem sau să nu facem asta. Asta este misiunea noastră înaintea lui Dumnezeu. Însă, în vremea lui Moise, guvernul și ideologia vremii pe care ei au dezvoltat-o și pe care au imprimat-o în națiunea lor și mai ales în alte națiuni pe care le-au robit, Egiptul a fost un imperiu foarte mare. E bine, Moise s-a născut într-o perioadă interzisă. El a fost un copil interzis. El a fost un copil interzis. S-a născut într-o perioadă în care etnia, neamul evreiesc, prizonier în Egipt, nu avea voie să nască copii pentru că deja se înmulțiseră, devenise o forță riscantă, periculoasă pentru liniștea Imperiului Egiptean. Dar nu numai dușmanii l-au contestat pe Moise, l-au contestat și frații lui, l-au contestat Aron și Maria. Ei nu l-au contestat ca să-l exploateze, n-aveau ei gânduri de genul ăsta, nici să-l manipuleze și nici ca să-l controleze, nu. Ei l-au contestat din invidie. Ei s-au crezut deopotrivă cu el Datorită faptului că au ieșit din aceeași mamă și din același tată. Ei s-au crezut deopotrivă cu el pentru că erau frați și a, din copilărie au împărțit totul. Și acum, iată că Dumnezeu l-a luat pe Moise și l-a făcut mare, iar pe ei, deși i a luat, nu i-a făcut așa de mare. Adevărul este că Maria era prorociță. Nu-i puțin lucru. Dar, Deși era prorociță, n-a suferit pe altul mai mare. Mm. E extraordinar că era prorociță, dar e așa de urât că prorociță fiind n-a suferit pe altul să fie mai sus decât ea. Prorocii și oamenii care au o slujbă ar trebui să primească de la Dumnezeu înțelegerea că fiecare om în lumea asta primește de la Dumnezeu un destin, o misiune, o chemare. Și tendința de a ne uita de sus la cei care nu sunt ca noi de sus sau de a ne uita de jos cu ironie sau nu cu ironie, cu invidie la cei care au fost promovați. Acestea sunt lucruri care se întâmplă afară, nu aici, din nefericire. Uneori se întâmplă și aici. Priviți-l pe Aron care urma să fie etalonul preoției lui Dumnezeu că este așa de mic încât alături de sora lui complotează împotriva lui Moise numai el, dar el cine este? Dar de ce nu-l întrebați pe Dumnezeu cine este el? Vedeți, Dumnezeu se implică, dar noi locolim și intrăm într-o relație om la om și ne războim, ne invidiem, ne concurăm, ne săpăm. Dar nu înțelegem că Dumnezeu e între noi, însă îl locolim. Așa a făcut Maria și Aron. De, de ce s ar fi, comportat așa? Moment de slăbiciune, vor târâi după ei în împărăția lui Dumnezeu rușinea asta. Frații lui l-au contestat, însă nu i-au contestat caracterul, pentru că nu aveau argumente. Dar i-au contestat trecutul. Vreți să mă credeți, deși lucrurile astea sunt și greu de spus și greu de auzit. Trecutul nostru e suficient de mare în care să găsești tot felul de lucruri în el. La un bărbat, după 30 de ani, 40 de ani, să nu mai spun 50, trecutul e așa de balonat, așa de mare, încât în interior poți să găsești două, trei lucruri pe care le iei și încerci să le folosești pentru a-ți manifesta invidia sau dictatura. Așa au făcut ei. S-au luat de Moise cu 40 de ani în urmă, oameni în 40 de ani în urmă. Și a luat o soție care nu a fost după criteriile lor. Și a fost alta, a fost altfel. Și din pricina asta au spus, stai așa, îl contestăm pentru că s-a căsătorit cu cineva și nu avea voie să se căsătorească cu cineva, ci doar cu altcineva. Întreb, putem să ordinăm pe cineva în Biserica Pentecostală Română, din toată lumea? unde omul pe care îl, îl, ordinăm să nu avem de ce să ne agățăm în viața lui? Nu, nu putem. Numai un nou născut se califică. Dar noi ordinăm adulți. Orice adult, adult trece prin viață prin multe lucruri. Unul este mai coleric, unul mai sangvinic, unul mai flegmatic, unul mai melancolic. Unul este mai iute, unul este mai liniștit. Dar ce iute face treabă, el este el mai agitat, dar face treabă. Celălalt este el puțin mai retras, dar e liniștit. Și amândoi își găsesc locul în pictura, în poza lui Dumnezeu. Observați, vă rog, oamenii aceștia au găsit o metodă ca să-l conteste, deși erau frații lui. Întreb, dacă frații lui l-au contestat, ce ar fi trebuit să facă dușmanii lui? Și totuși, frații și guvernul l-au contestat. Moise. Sigur, contestatarii lui sunt mai mulți decât i-am prezentat eu pe aceștia doi, dar am vrut numai să ofer două argumente ale ideii, Moise contestat sau confirmat. Atunci când vorbim despre un Moise contestat, dăm exemplu guvernul cu ideologia lui de manipulare și exploatare, de control, și dăm exemplu pe frații lui mânați de invidie. În loc să te bucuri tu că fratele tău se ridică, Tumor de ciudă. Hmm. Dar au fost și oameni care l-au confirmat. Cine l-a confirmat pe Moise? Dacă ne uităm în scriptură, constatăm că el a fost confirmat de părinții lui. Mama și tata confirmă întotdeauna. Oamenii aceștia mor confirmând. Întotdeauna pentru o mamă, copilul ei se califică și îl confirmă indiferent ce se întâmplă cu el. Pentru că în mintea ei. E copilul ăla de aici, nouă luni de zile. E copilul ăla din brațe, înainte să învețe să vorbească, să fură, să mintă, să meargă, să facă prostii. E copilul ăla pur inocent, nevinovat. E copilul ăla ideal din mintea ei, din visul ei, din așteptarea ei înșelată, însângerată și înlăcrimată. De aceea nu poate să creadă că acest copil nu mai are nicio șansă. Șapte miliarde spun că nu mai are nicio șansă. Și mama stă împotriva la toți. Sigur, nu înseamnă că tata nu stă. Apoi, pe lângă familie, Dumnezeu l-a confirmat pe Moise. Dumnezeu l-a confirmat pe Moise. Dumneavoastră mai știți ce a spus Dumnezeu despre Moise în Scriptură. Biblia spune despre el că el a fost cel mai blând om de pe pământ. Să fii blând pentru colerii și sangvinici, e o minune. Pentru flegmatii și mai ales pentru melancolici e un, e un lucru natural, comun. Dar... Aia nu e blândețe, ci ea e o trăsătură de temperament. A fi blând e o problemă de caracter, nu de temperament. Temperamentul doar vine în întâmpinare și ajută. Însă, omul acesta ne spune Biblia că a fost blând. Uitați-vă la slujirea pe care a dus-o. Cel mai bun om, om a condus cei mai răi oameni. A avut 40 de ani de chin. Odată a greșit și a fost destul ca să nu se bucure de canaanul spre care i-a târât pe alții. Pe vreo 2-3 milioane de oameni le-a dat legi. A stat între ei și Dumnezeu și a stat între Dumnezeu și ei. A făcut slujba de profet, vorbind de la Dumnezeu spre ei și slujba de preot într-un oarecare fel, vorbind de la ei spre Dumnezeu. Deși Aron era reprezentantul lui, că el era bâlbâit. Familia lui, de fapt nu familia lui, părinții lui și Dumnezeu l-au confirmat. Iar confirmarea lor este prezentă pe paginile Scripturilor. Această confirmare a părinților și a lui Dumnezeu l-a transformat pe Moise. Vă mai aduceți aminte cum îl prezintă Scriptura pe Moise? El este o persoană despre care se scrie foarte mult și într-o predică poți să spui doar două, trei cuvinte, dar astea sunt suficiente ca să ne facem o părere. Câteva caracteristici întreagăt. Moise păștea turma. Dumneavoastră, cum îl numiți pe omul care paște o turmă de oi? Păi probabil un om muncitor. Trebuie să fie un om muncitor. Era o slujbă grea, destul de disprețuită și totuși el muncea păzind o turmă de oi. Apoi el păștea turma lui Socruso, adică al tatălui soției lui. Ce înseamnă asta? Înseamnă că se implica în întreținerea familiei. Era un om care contribuia la nevoile familiei, la întreținerea familiei. Era un familist. E ușor să fii familist fără să aduci nimic în casă. E mai greu să fii familist când pe lângă faptul că ei mai și aduci. Măcar cât ei, dacă nu mai mult. Apoi, Scriptura ne spune că Domnul s-a arătat lui Moise. Și El a spus: Am să mă întorc să văd ce am văzut. Știți cum se înțelege? Să înțeleg ce am văzut. Asta înseamnă cunoștință. Dumnezeu a dat lui Moise o cunoaștere spirituală masivă în experiența aceasta. Pentru că emoția, frica, mirarea și nu mai știu ce o fi simțit el, acestea l-au marcat profund. Încă ceva, Dumnezeu îi spune acum vino, cum numim o persoană care este chemată? Este dedicată, este consacrată. Pe el l-a consacrat Dumnezeu, n-a mai trecut prin votul bisericii. Probabil că dacă trecea, nu știm cum se termina. Dar n-a mai trecut, Dumnezeu i-a spus din cer, vino! Și pentru că n-a existat intermediar, Moise a devenit omul lui Dumnezeu. Știți ce îi spune Dumnezeu după ce îl cheamă? Eu te voi trimite la faraon, cel mai important, cel mai mare, cel mai autoritar om din Imperiul Egiptean, și tu vei scoate poporul din Egipt și faraon nu te va putea opri până la urmă. Asta se numește slujire. Moise a slujit. Credeți că a fost ușor să se întoarcă în Egipt? Credeți că a fost ușor să poarte un dialog și să negocieze cu faraon? Uitați-vă la cele două, trei negocieri dintre Ucraina și Rusia. Uitați-vă la alte negocieri din lumea asta care sunt îmbibate de politică și atât, Că altceva nu mai știu să fac oameni politică. O, oh, Doamne Iisuse, Dumnezeu să... să aibă milă. Mulțumesc frumos. Dacă ne uităm în Scriptură, Moise a avut o perioadă de formare. Probabil că ar trebui să spun aici pentru fratele Florin și pentru sora Mariana următorul lucru. Când un om trăiește într-o comunitate, Dumnezeu îi face parte de mentori umani. Te rog să ții minte lucrul ăsta. Când un om trăiește singur, Dumnezeu îi face parte de un mentor divin. Iosua l-a avut pe Moise lângă el și l-a avut mentor pe Moise, dar Moise n-a avut pe nimeni lângă el și l-a avut mentor pe Dumnezeu. Nu încerca să-ți caut mentor divin când lângă tine sunt o grămadă de mentori umani. Și nici nu căuta mentor uman când ești singur, spunând cu mine n-are cine. Păi unde ți-e Dumnezeu nu numai Moise și Osua sunt cuplul acesta, și Ilie și Elisei sunt în același cuplu. Și Pavel și Timotei sunt în același cuplu. Cine a fost mentorul lui Pavel? Mentorul Pavel a fost divin. În Arabia cât a stat? A stat mult timp. Ce s-a întâmplat acolo? Să știți că n-a stat cu mine și nici cu, uca, cu altul ca mine. Dar când el și-a început slujirea și s-a dus în comunitate și a plantat o biserică, a apărut mentorarea naturală, comună. Un om a devenit mentorul unui alt om. Dar când ești în pustie, când ești singur, când ești într-o zonă unde nu ai pe nimeni, atunci Dumnezeu te mentorează el. La fel a fost cu Domnul Isus și cu ucenicii. Dar priviți-vă rog care au fost etapele. Dumnezeu îl cheamă pe Moise și Moise este indiferent se duce înainte și după ce face câțiva pași spune, o, oh, stai că mă întorc să văd ce s-a întâmplat, ce a fost acolo. Și se întoarce. Indiferența lui a fost de scurtă durată din fericire. Apoi urmează teama. Urmează teama. Omul ăsta s-a speriat de ce a văzut. De ce? Era un tufiș care ardea și nu se mai oprea focul. Tufișul ăsta trebuia să se epuizeze de mult. Cât combustibil, cât energie are un tufiș? Că e destul de, de slab în intensitate, nu e ceva brut. Un stejar, și omul s-a speriat, și-a dat seama că la mijloc e cineva mai mult decât un om. Dumnezeu îl trimite și el nu vrea să meargă pentru că i s-a părut că e, e foarte mult. Printre persoanele pe care noi le-am propus la comitet, eu personal și Consiliul Pastoral, a mai fost și cineva care a spus: Lasă-mă să, las, să mă gândesc. Și după ce s-a gândit, a spus. Eu s-o cotez la vremea asta cu lumina pe care mi-o dă Domnul că nu este timpul potrivit să fac pasul acesta. I-a vorbit Dumnezeu? L-a îndemnat Dumnezeu? Observați că Moise a spus același lucru. De ce a spus Moise atunci lucrul acesta? Putea să-l spună din multe motive, însă el l-a spus din anumite motive. Și necunoașterea, neîncrederea, neacceptarea, neadaptarea sunt adevăratele motive ale lui Moise atunci. Dar asta nu înseamnă că oricine refuză o poziție, o slujbă, poate cineva crede că nu-i timpul, poate Dumnezeu îi vorbește. Poate el crede că trebuie să facă altceva în funcție de cum se vede el pe el. Nu cunoaște minima oamenilor, de aceea ar trebui să nu ne hazardăm cu păreri, că de păreri nu întrece nimeni. Aș vrea să închei spunând următorul lucru. Moise a fost un om care a marcat istoria. Dar a avut lângă el o mamă care a intrat în istorie înainte de el. A avut lângă el un tată care au format un cuplu, ce s-au investit în copilul ăsta interzis. Pentru că ei și-au dorit atât de mult câți copii nu s-au fi înnecat în Nil, cred că cu miile și cu zecile de mii. Dar probabil că pasiunea lor, poate asta a contat, sau poate planul lui Dumnezeu, sau poate cine știe ce, nu am de unde să știu. Important este că acest copil, deși era interzis, a supraviețuit. Și culmea este că deși era copilul lui faraon, părinții l-au putut educa și îngriji o bună perioadă din viața lui. Asta se numește minune. Oamenii lui Dumnezeu. Am început să citesc cu versetul 24. Prin credință, când Moise s-a făcut mare, Frate Florin, sunt încă mici. Ei iei în brațe, indiferent că vor sau nu vor, îi urci în mașină, dacă e nevoie, învârți ceasul puțin și îi aduci la biserică. Sunt mici. Când se fac mari, lucrurile se schimbă. crede și pe mine și pe toți părinții care au copii mai mari că nici nu-ți vine să crezi cât de puternică le va fi personalitatea și nu se mai poate face nimic, acum încă se mai poate luați-l pe Daniel și învățați-l, deși voi credeți că nu pricepe. Învățați-l. Învățați-l, învățați-l că Dumnezeu a făcut multe promisiuni, însă cea pe care voi vă doriți și mi-o doresc și eu și alți părinți ca noi, este aceasta. Învață-l pe copil când este mic. Și când se va face mare, eu o să mă implic responsabilitatea noastră nu e să ne dominăm copiii, oricum nu putem. Când se face mare, face ce vrea. Am sori, iertați-mă, face ce vrea. În ce vrea, este implicat ce trebuie sau nu, în funcție de situație și în funcție de timp. De obicei, copiii creștinilor, când se fac mari, chiar dacă au o perioadă de evadare, din biserică, din familie, ei se întorc. Ei se întorc, pentru că nu mai pot să supraviețuiască cu ceea ce au fost învățați în copilărie. Sora Elena nu mai este aici, dar ieri la conferință ne-a spus această experiență a dumneai ei. Unul dintre copii nu a mai vrut să fie creștin pentru câțiva ani și ei au trecut prin foc. Când s-a întors, o perioadă grea pentru părinți, perioada asta, post, rugăciune, așteptare, l-a întrebat de ce te-ai întors și a spus, acum folosesc cuvintele mele nu ale dânsei. M-au topit amintirile copilăriei. Cu frații bătrâni, cu predicile, cu cântările, cu binecuvântările de copii, cu nunțile, cu toate celelalte evenimente din adunare. N-am mai putut să suport. Simțeam că pleznesc. Și am venit aici, într-un mediu cu care mă identific. Copiii noștri se vor identifica. La maturitate, cu ce fac în copilărie. Faceți-le program cu ecranele, pentru că dacă prea mult stau la ele, vor deveni prioritare și când se fac mari, se vor identifica cu ele. Acum, credeți că nu o să se întâmple asta, pentru că nu aveți experiența de copii mari. Și noi am crezut la fel. Dar când s-or face mari, va fi prea târziu să vă dați seama că n-ați avut dreptate. De aceea vă încurajăm astăzi să învățați pe copiii, să-i aduceți la biserică. Chiar dacă plâng, nu-i nicio problemă, aduceți-i la biserică. Pentru că aici se întâmplă mai mult decât să audă ceva. Absolut fiecare lucru care se petrece aici, uneori și lucruri invizibile sau neauzibile, îi influențează nu-i vorba doar să ai un ecran la care să te uiți ce se întâmplă în adunare, e mai mult de atât. Te întâlnești probabil cu cineva care poate fi de la un copil până la un om în vârstă, că îl oprește pe copil, se uită în ochii lui cu o dragoste ca a lui Dumnezeu. Copilul e curentat și restul vieții nu poate scăpa de privirea aia. V-am dat un exemplu pur și simplu imaginar, dar am vrut doar să vă spun că atunci când se fac mari, se cam încheie cu educația. De aceea trebuie să ne grăbim. Pentru că copiii noștri nu vor îmbătrâni copiii, ci copilăria va rămâne în urmă. O să ne oprim, pentru că mai avem ceva de făcut. Uh, trebuia să mă opresc eu cu 3-4-5 minute în urmă, dar nu m-am oprit. Până la urmă m-am oprit acum și tot e bine. De fapt e doar binișor. Oamenii lui Dumnezeu, aș vrea să stăm înaintea Domnului și cu tot ce s-a întâmplat în viața noastră până acum, cu ce ni s-a împrospătat și în seara asta prin cele spuse, auzite, simțite și văzute, să facem o rugăciune, să ne luptăm mai mult pentru caracterul nostru și pentru implicarea noastră, pentru umplerea noastră cu Duh, pentru impactul și influența noastră asupra familiei și asupra comunității. Să încercăm să privim ca pe o oportunitate, răbdându-i pe cei din casa noastră. Nu putem să răbdăm, în carne nu putem, dar în credință, Putem să încercăm și să avem rezultate mai bune sau mai puțin bune. De aceea vă încurajez, faceți în fiecare zi de adunare un efort și prin disciplină un pas mai mult, pentru că Domnul se apropie și timpul se încheie. Dumnezeu să binecuvinteze familia Gârba și toate familiile Bisericii. Amin. Ne ridicăm la rugăciune oamenilor lui Dumnezeu.